Vă salut, sunt Alex Dumitru de la florghiveș.ro. Suntem la final de martie 2020, în plină perioadă de criză datorată virusului și mulți dintre dumneavoastră, clienții iubitori de flori minunate, m-au sunat deja să mă întrebe dacă pot comanda flori online sau dacă telefonic pot comanda flori și ei să le primească acasă. De aceea vin în sprijinul noastră cu acest scurt video pentru a da toate detaliile necesare pentru livrarea florilor la domiciliul noastră. Avem contract cu Priori Post, de asemenea cu poșta. Oricum, alegeți florile comandate de dumneavoastră la începutul săptămânii, este de preferat, vor ajunge de obicei a doua, maxim a treia zi. Așadar, plantele vor fi ambalate în cutii de genul acesta. De aceea este preferat ca dumneavoastră să comandați flori cu dimensiunea ghiveciului cât mai mică pentru a intra cât mai multe. Florile de dimensiunea aceasta la ghiveci intră aproximativ 48 de bucăți într-o cutie. Dacă ghiveciul este un pic mai mare, așa intră aproximativ 32. Dacă sunt mai mare, ghivece de 10 cm pot să intre până la 20. Sau ghivece mai mari de genul acesta pot intra 4, maxim 5 ghivece într-o cutie. Așadar, prețul de livrare al unui colet, care cântărește aproximativ 6-7 kg, ajunge la 30 de lei până la dumneavoastră, indiferent de distanța unde va fi livrat coletul. Așteptăm comenzile dumneavoastră, telefonic este cel mai bine, după care dumneavoastră veți lăsa datele de livrare, însemnând nume, prenume, adresa completă și numărul de telefon, de asemenea și ce anume ați comandat, în mesaj scris, mesaj pe WhatsApp, unde vor fi păstrate și până la momentul în care eu fac AVB-ul de livrare, îmi vor folosi aceste date. Vă reamintesc faptul că puteți plăti și online sau ramburs atunci când primeți coletul acasă. Veți alege plantele dorite de dumneavoastră privind pozele actualizate care sunt pe Facebook. Fiecare poză conține numele plantei, dimensiunea ghiveciului, dar și prețul. Vă va fi ușor ca să hotărâți dumneavoastră, astfel încât atunci când comandați, atunci când telefonați, să aveți cât de cât în vedere ce anume v-ar trebui și ce v-ar place. Aș dori să vă rog să avem o convorbire cât mai scurtă, să pot prelua cât mai multe apeluri și vă doresc să vă bucurați de florile minunate, așa după cum noi producem, chiar și în această perioadă destul de gri, ocazie în care florile noastre vă vor colora atât balcoanele, grădinile, cât și viața. Numai bine!